Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog de aici din Italia, din Asti. Sunt în zona lui Asti, o zonă foarte frumoasă de altfel, cu multe dealuri, câmpii și cu vii. Multe vii. E o zonă așa de... o zonă de deal aici. Foarte frumoasă. E o zonă renumită în Italia. Asti. Se fac vinuri foarte bune și cunoscute în lume. Am venit la Fino. Acasă. S-a mutat aici de vreo câteva luni. Și a cumpărat un apartament aici în zonă. Și am venit, el nu are cum să facă focul acolo, că stă la apartamentul omul. Ce să facă? Cred că n-ar să facă focul în balcon. Și am venit la o casă aici la țară, la un prieten de-a lui italian, să facem un grătar aici. Și după aia mergem acasă și mâncăm. Că fetele sunt acasă. Putem să stăm noi aici și ele acasă. Luăm grătarul, luăm tot ce am făcut, mâncarea, și ne ducem acasă. Ia uitați ce casă veche aici. Sigur are vreo 70-80 de ani casa asta, poate și mai bine. Uite că are om aici aluni. Grămadă de aluni, aluni și din astea, cum se cheamă, smochini. Ia să filmez o leacă și prin înăuntru. Uite ce are aici. Careturi. Da, îmi place mult zona asta aici, Asti. Chiar e frumos. Ia să vă-l prezint și pe finul meu. Opa! Iată-l! Totoro! Ce-i acolo? E Totoro. El este finul meu. Ce faci, mă? Salutăm prietene aici. Salutăm prietene. Ia să vedem ce prepară finul aici. Păi niște pui. Mamă, dar îmi treci le-ai pus. Niște pui. Așa ca la mama măsă. Ca la bifida. Dar treaba o faci condimentul, chiar dacă e prost puiul. Da, păi nu spune și condimentul ăla care mănânci. Păi, serios. Asta e roaba moșului? Da. E roaba moșului? Roaba aia nu poți să o dai de acolo. Poate ești pot da roata aia și sare tot. Viorel, tai un pic, asta roaba. El este finul meu. Ăsta e tunet. Și ăsta e fulger. A fost plecat o luni de zile și el. A fost pe Iugoslavia. Am fost în concediu. Unde ai fost, în Iugoslavia? În Croația? Am fost Croația? În Balcani, turul de Balcani. Am făcut un tur de la Bosnia, de la Bosnia-Herțegovina, de la Montenegru și am venit înapoi. Am prieteni acolo la Montenegru. Da? Da, în Germania. Lucrează în Germania și au familie acolo. Și bună, pe bagabondul ăsta îl știți. Cerică, top model. Hai că la aer curat aici. Mișto. Numai că sunt în țară asta. Uite cum se face. Da, pe băiatul ăsta șucar l-ați mai văzut în vlogurile mele. E foarte șucar băiatul. Las că are tatuaje. Următorul facem împreună. Ia uite ce tatuaje șmecher are pe mine. Merge, merge. Vezi că te-a costat ceva, nu? Merge. Investiție de... Super tare. Mai vrei și astea? Mamă, deja o iau femeile razna. Spatele ți-a arăt următorul vlog. Da. Vezi că mai este unul.
Mamă, mamă, ce scrie acolo? Stai că spun eu, dacă Bad nu, boss, bă, e moale. E moale. For lift, ce înseamnă? Bad boss for Băiat lift. Băiat rău pe viață. Bă, asta înseamnă? De viață, da. Bad boy. Nu văd ce e engleză. Și dacă suntem departe, te tot timpul aproape. Bad boy. Bad boy. Bad boy acasă în pat. Da, Mihai a fugit când... Mihai ia soare dincolo. Auzi, se filmează, a luat-o la... O mers bălării. În spatele casei. A, în spate acolo, nu vrea să fie filmat, azi cum îi place. Nu mai vrea, băi, să nu mă mai filmez. Dă prea bine pe vlog, știi? Dacă nu s-a făcut freza de aia. Nu mi-ai spus, mi-a făcut freza cu gel. Erai pregătit, știai. Mi-a pregătit cu ochelarii. Tu știai că urma. Ia, ce mișto se vede acolo. Casa aia sus acolo e șmecheră. Ia să încerc să apropii. Încă o dată. Ah, ce mișto de acolo să se... Lugu lugu bum bum bum. Aba Ghiliule, ce faci acolo? Lugu lugu bum bum bum. Lugu lugu bum bum bum. De la Oradea la Galați, băghe bine, bam bam bam. Păi ce-ți fac vlog, tati? Păi trebuie să fiu acolo, numărul 2. Lugu lugu bum bum bum. YouTuber. Să aveți vin, aici, te ince și curge aici. Nu-i fraier, Cornel. Păi așa înălțime. Deci făcea foc, mă, să încălzească apa. Acolo, de pe acoperiș, vine în calea aia, de aici avea o curbă și punea în asta și împrea și acolo făcea... Da, apă de ploaie. Da, asta, asta se numește... Pentru udat, mă. Asta se numește... Aia, cum zice, vaselor comunicante. A, nu. Deci vaselor comunicante. Tehnica vaselor comunicante. Da, nu e asta. Sau tactica, sau tehnica. Da, curgi din una în alta. Curgi din una în alta. Ălea, cumva, comunică între ei. Na. Da, da. Le-am pus ca să vede și aveam prin picurare. S-a uscat tot. Da, asta n-a, asta nu știu dacă ai să mai pus la anul să le mai refolosești. Și tu îngrijești aici, nu? Ți-ai făcut grădină aici, ți-ai avut roșii, nu? Mai mult de grătar faci un... Trebuie să te îngrijești, Cornel, dacă nu ai plecat, uscat tot, nu bagi apă. Trebuie apă, băi, frate. N-am mai adunat, nu știu, când am venit alima, am mai adunat niște murături și cam atât. Și vie, bă, tăi. Are puțină apă în fântâna asta. Aha. E curățat. Da, dar are fântână aici, e furată, nu? Da. Am curățat. Da. 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 Puțin fume aici decât acolo. Da, vrei să dăm tablă la o parte, bate cu un tablă. Nu, mă, încă ce e aici. Ha? Ce l-o stai? M-am negat. Ce-ați dat? Am fixat așa. S-a puțit. E un puțit, da. Problema e că eu am zis, nu știu că e groază. Marea, și nu vă pune întregi. Păi, dar se pate până la urmă, dar... Ia, cum ți-i faci? Și zici că vin de moș aici, a? Dă-i aripa jos. Aha. Ei, ținule. Aripa ține foarte urât. Să vin de casa asta, nu? Nu, îi dau pieptul jos. Să-mi dai pieptul jos. Da, am înțeles că... Când îmi întorc, aripa-i ține jos, așa. Am înțeles că e de vânzare casa aici. Fii mișto o casă, așa. Sunt de veche, dar... A merge din cărămidă, asta e important, că pereța e izvedită numai din cărămidă aia roșie, cum se făcea odată. Foarte rezistentă cărămidă asta. Asta ține sute de ani. La 80. Cred că o costa vreo 30.000 de euro. Mai bagi vreo 20.000. Și faci ca lumea, da. O, prea se merită. Nu se făcea odată vremuri. Îmi place mult țigla asta, îmi place mie.
și tot țigla asta, tipul ăsta, așa, modelul ăsta de țigla. Place. Mișto. Italieni ăștia au talent, băi. Au talent italieni. Cei mai buni arhitecți în lume, italieni. Și podul ăla la noi, la Brăila, de acolo, care s-a făcut, tot ei l-au proiectat și l-au gândit. Dragii mei, eu vă salut deci din Italia. Un abrazo forte. La revederci. Ciao, ci vediamo nel prossimo vlog. Pa pa.